Întruniți în prima ședință extraordinară din 2014, cei 15 consilieri locali prezenți au avut nevoie de doar câteva minute pentru a vota cele 4 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Astfel, aleșii locali au aprobat în unanimitate acordarea unor sprijine financiare Asociației Sportive CSM Dunărea Giurgiu și Asociației Eden Green. Tot în unanimitate a fost votat și proiectul privind modificarea organigramei CSM Dunărea, iar ultimul proiect a vizat aprobarea și utilizarea excedentului bugetar 2013. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a primit un sprijin financiar de aproximativ 185.000 de lei, bani alocați în mare parte pentru salarizarea personalului în lunile septembrie-decembrie 2013. Clubul a fost părăsit de sprijinul autorităților în toamna anului trecut, atunci când, în urma unor nereguli descoperite în contabilitatea clubului, primăria a suspendat orice finanțare pentru salariile angajaților și sportivilor.